Elevii Seminarului Teologic Liceal Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare au început noul an școlar la Catedrala Episcopală Sfânta Treime. În cadrul instituției de învățământ, 447 de tineri se vor dedica studiului biblic, printre aceștia numărându-se și elevi de la specializarea în științele naturii, dar și cei de la școala post-liceală care funcționează în cadrul seminarului. Începutul de an școlar a venit cu emoții, mai ales pentru cei 105 elevi de la clasele a noua. Însoțiți de părinți și prieteni, aceștia au participat în această dimineață la Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Baia Mare. Slujba a fost oficiată de profesorii Seminarului Teologic Liceal Sfântul Iosif Mărturisitorul în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului. Seminarul Teologic Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare începe anul școlar întotdeauna în Sfânta Catedrală cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, cu slujba de Tedeum și cu binecuvântarea acestui nou început. O școală care pune accent pe educația duhovnică, pe educația religioasă, pe cultura creștină și credința străbună, pe valorile noastre sfinte. Mulțumim lui Dumnezeu că s-au întors sănătoși toți elevii. Sunt și părinții care participă cu bucurie la debutul noului an școlar. Binecuvântăm pe toți elevii ca anul acesta să aibă parte de sănătate, de înțelepciune, de lumină, de spor și ajutor sfânt de la Dumnezeu. I-am îndemnat și îndemnăm întotdeauna să fie lumină pentru ceilalți elevi din alte școli. Seminarul Teologic Liceal Sfântul Iosif Mărturisitorul are rezultate notabile atât la examenul de bacalaureat, cât și la olimpiade și concursuri școlare. În baza unor parteneriate educaționale, elevii sunt încurajați să participe la acțiuni sociale, la activități de mediu sau la evenimente culturale. Pe lângă cunoștințele religioase și laice, într-o școală teologică este de rigoare să se lege cultivarea dimensiunii moral-spirituale. De aceea, cei care urmează școala teologică trebuie să-L aibă mereu prototip pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Tuturor elevilor seminariști le dorim un an binecuvântat. Începutul de an școlar a fost marcat astăzi și de elevii Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt din Satu Mare, a doua instituție de învățământ teologic preuniversitar din eparhie.